Jucătorii de la Cetatea Târgu Neamț rămân să se concentreze doar pe competiția internă după ce au ratat calificarea în 16-mile de final ale Cupei României. Fotbaliștii târgu-nemțeni sunt neînvinși după două etape, iar antrenorul Ciprian Danciu speră ca echipa să continue pe aceeași linie ascendentă. Am pornit destul de bine, nu am luat gol. Vrem să mergem pe aceeași linie și să parcurgem cât mai mult acest drum fără înfrângere. Următorul adversar din campionat este FC Zagon, partida urmând a se disputa vineri de la ora 17 la Târgu Neamț. Pentru jucătorii și antrenorii Cetății, FC Zagon este o necunoscută. Nu știu prea multe, nu am jucat niciodată împotriva lor. După rezultate care le-au avut, sunt o echipă bună, dar cred că sunt o echipă de bătut și noi trebuie să câștigăm, să ne refacem și să fim cât mai proaspeți la ora jocului de vineri. FC Zagon a evoluat în campionatul trecut în altă serie, nu știu nimic despre ei, o să iau date zilele acestea. Și o să pregătim jocul în funcție de adversar care o să-l întâlnim. Cetatea a acumulat până acum 6 puncte și se află pe poziția a doua în clasamentul seriei 1.